Bună seara tuturor! Sunt eu, Vali Rotaru. Tradițional, în fiecare luni seara, avem un nou invitat, un nou live pe pagina noastră Uncage. Și în această săptămână îl avem alături de noi pe Petru. Petru, salut! Salut, Vale! Salut tuturor care ne urmăresc! Petru, dacă poți să spui pentru început... Povestești un pic despre tine, da? Unde te afli acum, unde locuiești, care e activitatea ta? Da, mulțumesc. Mulțumesc, Vale, în primul rând, pentru invitația și oportunitatea de a fi și de a împărtăși din experiențele mele și mulțumesc pentru invitație. Corect. Eu mă numesc Petru, sunt din Republica Moldova, raionul Strășeni, dar de 4 ani activez în Londra, Marea Britanie. La moment lucrez electrical engineering, dar sunt pe punctul de a deschide o afacere în domeniul proprietăților. Asta e pe scurt despre mine. Care este, la ce etapă ești acum cu deschiderea afacerii? Chiar la destul de la prima etapă, la început, încă spun la punct structura, scheletul și activitatea de bază. Super, super. Uite, Petru, noi ne-am strâns pentru că tu ești un membru a comunității noastre, Uncage, AKNGX 365, și vreau să întreb pentru început dacă poți să-mi povestești când ai prima dată interacționat cu această comunitate și cum a decurs viața ta după interacționarea cu comunitatea noastră. Mersi, Vali, de întrebare. Cu plăcere o să împart cum am întâlnit comunitatea, am făcut cunoștință cu Uncage, cu Vadim, cu comunitatea, cu aproximativ 2 ani de zile în urmă. Și de atunci m-am îndrăgostit și mă strădu să particip la toate seminarele și workshop-urile care sunt relevante pentru mine și la care am posibilitate. S-a schimbat spre bine dezvoltarea mea personală, în primul rând. Nivelul meu de conștientizare a lucrurilor s-au îmbunătățit relațiile mele. Relațiile mele nu erau rele cu toți din jur, cu familia, cu prietenii, cu soția. Erau bune, dar acum le-am adus la un alt nivel, să zicem, încă mai bune și întotdeauna este loc de mai bine, să zicem așa. Cu comunitatea, tot atunci am descoperit și comunitatea, ne-am făcut prieteni în rândul comunității. Cumva, poate chiar și am descoperit comunitatea la un moment potrivit în viața mea. Fiind peste hotare, este mai greu să te adaptezi în mai puțin cunoscuți aici, și eu eram în căutare de persoane care au aceleași viziuni, au aceleași gânduri, care sunt interesați de dezvoltare personală, vor să fac ceva mai mult. Și când am descoperit comunitatea, am zis că chiar ce aici căutam, chiar ce e ceva relevant pentru mine. Am făcut mulți prieteni în comunitate și deja mă simt mult mai bine într-o țară străină, mă simt mai aproape de oameni de-a noștri și oameni plăcuți la comunicare și în toate cele. Spuneai că ai făcut prietenii, vă întâlniți des sau nu? În condițiile actuale nu pot spune că ne întâlnim des, dar putem să comunicăm și la distanță, spre exemplu. Când avem câte o întrebare, putem să comunicăm prin, sau să ne telefonăm sau prin social media. Deci unul din lucrurile foarte importante pentru tine, care a avut un impact foarte mare, anume sunt e comunitatea, adică relațiile care ai reușit să le faci în cadrul comunității. Desigur, asta e doar unul din punctele forte sau din beneficiile care le-am luat din conlucrarea și cu Uncage. Desigur că comunitatea este foarte importantă, noi toți realizăm, unii chiar poate chiar și nu realizează cât de important este oamenii care ne înconjoară, dar chiar la nivel de subconștient, noi dacă ne înconjurăm cu oameni care sunt mai
pe aceeași nivel de unde sau asta, noi tindem să progresăm ca ei sau și mai bine. Și după părerea mea este foarte important acest punct. Care poate poți să zici ca un exemplu unde ai simțit cel mai mare impact în viața ta, da, poate și un exemplu personal. De exemplu, unii membri spuneau că au reușit să îmbunătățească relația cu părinții, adică era o relație încordată și au reușit după mai multe luni aflând să încheie și să ajungă la conștientizare de importanță părinți și mai departe. Poate și tu o poveste ceva mai personală, cum informația pe care o dă Vadim, Ana, Alexei, te-a ajutat pe tine pe plan personal sau profesional? Desigur că relația cu părinții, nu pot spun că a fost cea mai relevantă sau cea mai mare revelație care am avut-o. Am îmbunătățit-o un pic, avem mai mult comunicare la moment, este mai bun, ne împărțim mai multe lucruri acum decât ne împărțeam înainte. Am adus-o la un nivel mai bun. Multe am luat din învățăturile lui Vadim și seminarele care le preda el pentru îmbunătățirea productivității, îmbunătățirea calității, chiar și ultimul seminar, calității odihnei, per total și calității vieții, conștientizării lucrurilor ce se întâmplă în jurul nostru, cum noi reacționăm la anumite lucruri și per total m-a ajutat să mă simt mai bine, sunt mai împăcat cu mine însă, mă simt mai bine, mai liniștit, a scăpat de mai multe frici și per total sunt schimbat alt om, mă simt super. Și o să continui neapărat să fiu alături de Vadim, de comunitate și de seminarele acestea. Tu spuneai acum despre productivitate, despre odihnă. Tu ai fost unul din membrii Uncage care a fost unul din cei mai activi în acest weekend escape care a avut loc de vineri până duminica. Ai și câștigat un premiu, felicitări încă o dată pentru premiu. Vreau să-mi zici cum te simți acum după weekend, că au trecut o zi, dar ce idei, ce reflecții, dacă ai avut careva reflecții după acest weekend, cum te simți? Da, desigur, în primul rând la nivel de cum mă simt chiar odihnit. Chiar scopul acestui weekend care a fost, de exemplu, s-a realizat pentru mine. Acest seminar și acest weekend a venit ca multe altele experiențe încheie, vin pentru mine, mi se pare că atunci când sunt oportun, chiar eu mă confrunt cu o anumită situație și apare un anumit seminar pe o anumită tematică, ca și cum a apărut și acesta cu odihnă. Eu de ceva timp, cum este punctul de a începe afacerea mea, și eram avem multe sarcini și mă străduiam, dacă am job de bază și respectiv în timpul liber, mă străduiam să-l folosesc la maxim pentru a lucra la activitatea mea. Și respectiv rămânea foarte timp pentru odihnă. Mă simțeam obosit și nu înțelegeam de ce. Și în urma acestui seminar, foarte, foarte clar mi-a fost, pentru că noi nu avem nevoie doar de somn, de odihnă fizică, pentru a ne simți odihniți. Este un complex din mai multe lucruri, adică și la nivel emoțional trebuie să fim bine și la nivel psihic. Odihna, somnul are o importanță de bază, dar este doar un punct, ca și mai sunt alți piloni care se ține odihna. Ce am descoperit? Am descoperit că trebuie să mă odihnesc mai mult, să acord timp pentru mine și respectiv odihna eficientă, asta ar fi, de exemplu, pentru mine mi-am luat să îmi găsesc un hobby, să-i acord timp pentru el, pentru a mă ajuta, cum s-a exprimat Vadim, la disconectarea de lucrurilor cotidiene care ne țin într-un fel, atenția noastră foarte mult este captată de aceste lucruri. Noi avem nevoie de a ne detașa, de a ne relaxa, să zicem așa, relaxare activ, să-mi caut un hobby, ceva legat cu sportul, cred că și asta e doar un lucru care am luat. Respectiv, importanța meditației, care o să mă străduiesc să o integrez
E o unealtă care nu necesită foarte mult timp pentru ceva care e foarte ocupat, dar are beneficii foarte mari în perseverență. Adică în fiecare zi dacă o practici, e pe termen lung, o să aducă beneficii majore, aplicând timp scurt. Ce am mai luat important? Ce acțiuni planifici să implementezi după acest weekend? Adică ai spus că, uite, de azi fac asta, sau poate chiar ai făcut de azi. Da, chiar am făcut, mersi pentru întrebare. Dimineața m-am sculat cu 10 minute mai degrabă și primul lucru care l-am făcut, am meditat pentru 10 minute, după care m-am sculat și am început să mă pregătesc pentru serviciu. Mi-am notat că mie câteodată multe energie mi-au relațiile cu cei din jur. Mă depun foarte mult. Și mi-am spus ca scop să observ unde se duce energia mea și să am grijă ca comunicarea să fie cu persoanele care împart energie, care îmi dau și mie energie, nu numai care mi-o iau. Super. Tu ești membru activ a comunității noastre și tu ca membru, deci fiind deja membru al platformei, și asta este unul din beneficiile de a fi membru al platformei, participi în cadrul la challenge, da? Tu deja, hai zicem, ai locul garantat la challenge-ul Reconnect, provocarea Reconnect. Am vrut să întreb dacă te intenționezi să participi în primul rând la provocarea dată și ce așteptări ai? Desigur. Aștept cu nerăbdare și sunt mulțumit pentru că avem membrii oportunitatea pentru a participa gratis. Îi recomand și tuturor să adereze sau să aboneze, să descopere ceva nou. Asta toate experiențele din Achege au adus rezultate foarte bune pentru toți, dar acest eveniment special, am așteptări mari de la el. El are capacitatea, după cum știu sau după cum presupun, că o să fac schimbări majore. Schimbări care lumea nici nu știe că poate să, sau noi nici nu știm încă că putem să ajungem la așa nivele și să ne schimbăm pe noi, să devenim altă persoană și persoana cei care noi vrem să fim întotdeauna. Pur și simplu, noi ne ținem lucruri care noi nu ne dăm seama singuri. Noi avem nevoie de ajutor pentru a fi ghidați, pentru a găsi calea spre eu-ul nostru cel mai bun. Da, pentru a ne reconecta cu noi. Vreau să spun și eu pe scurt pentru cei care nu cunosc încă despre ce este vorba. Deci urmează, începând cu lunea viitoare, pentru următoarele 21 de zile, da, adică de pe 12 iulie până pe 1 august, să organizăm o provocare de 21 de zile, care este împărțită în 3 faze, da, fiecare săptămână fiind câte o fază. Și în fiecare fază avem câte 3 întâlniri și 3 acțiuni exacte pe care să vă facem fiecare din aceste întâlniri. Prima fază, prima săptămână este de disconnect, da? Ne vom învăța să ne deconectăm de la lumea din jur, pentru că asta este foarte important pentru faza a doua. Iar faza a doua este de connect, și e vorba de conectare cu noi, cu interiorul nostru. Vom avea mai multe meditații și exerciții de breathwork. Apropo, voi pune întrebare de breathwork și ție, Piotr, un pic mai târziu. Și a treia săptămână este reconnect, da? Faza de reconectare, în care noi, după ce ne-am conectat cu noi, ne-am conectat cu interiorul nostru, e timpul să ne reconectăm cu lumea din jur, să ne reconectăm cu oamenii dragi, cu noi înșine, cu activitățile pe care le facem într-o nouă versiune, o versiune mai bună. Și, deci, cum spuneam, de breathwork,
Breath Forecast este o activitate lunară care se întâmplă pe platformă și aș vrea să întreb dacă practici, da, Breath Work cu Petru și ce conștientizări poate ai avut după practicile de Breath Work. Mersi pentru întrebare, Vale. Da, Breath Work este un exercițiu special. Îl aștept cu nerăbdare când este pe platformă. Eu pot spun numai din punctul meu de vedere, pentru că el este un exercițiu foarte complex, care fiecare are rezultatele sale și pentru fiecare este diferit. Din punctul meu de vedere, este, sau rezultatele pe care le-am obținut eu, am avut claritate în diferite situații când nu știam cum să procedez în anumite situații din viață. Am avut claritate să știu ce mă ține pe mine să fac anumite acțiuni, diferite conștientizări și ca un sumar a acestei exerciții de respirație profunde ar fi stai de vorbă cu subconștientul tău. Dai totul la o parte și te încurcă gălăgia de cap. Este ca un exercițiu de mai profund ca meditația, care știe, au avut practică de meditație, este un exercițiu mai profund și ești de vorbă, stai de vorbă cu subconștientul tău și el te ghidează, de lumină în cale. Da, exact, exact. Sunt sigur că este unul din cuvintele care, părerea mea, că în următorii ani va deveni la modă, la fel cum câțiva ani în urmă a devenit la modă meditația și yoga. Deci este un lucru poate destul de nou pentru mulți, încă nu știu, dar credeți-mă că peste câțiva ani toți vor zice, oh, Breath Work, Breath Work, iar voi deja fiind în comunitate, veți practica și veți fi înainte tuturor, să zicem, la domeniul acesta. Și apropo, Ana Daud și Vadim Țurcanu sunt și facilitatori acreditați în domeniul dat, da? Adică în fac din capul lor, ei au primit o acreditare și merg și la cursuri de perfecționare. Recent chiar au avut o săptămână de perfecționare în domeniul dat. Petru, eu îți mulțumesc și înainte de final, dacă poți să-mi zici în câteva cuvinte pentru membrii care ne ascultă acum în grupul weekendului, dar și cei care ne privesc pe pagină, de ce merită să devii membru a comunității Uncage? Da, cu plăcere. Chiar acum mi-a venit un lucru care l-a scăpat în plusurile de a fi parte a comunității, este de a vedea exemplele cu ochii tăi, exemple oameni ca tine care au ajuns la alte rezultate sau s-au depășit pe ei singuri, au ajuns la altă treaptă sau la alt nivel al lor, a dezvoltării, poate afacerii au dus la alt nivel. Pentru a vedea exemple reale, pentru cei care sunt cei mai sceptici, deci așa, pentru toți care vor pur și simplu să se mai bine, să se cunoască mai bine pe ei, să dezvolte, să iei valoare, să aducă valoare. În cuvinte nu pot să vă spun, trebuie să încercați. Dați-vă o încercare, give a try și să vedeți rezultate. Exact, exact. Asta e și recomandarea mea. Iar ca să aveți acum o încercare în această lună, aveți posibilitatea să intrați pe platformă, fiind deci, cursant în provocarea Reconnect, care începe de pe 12 iulie și durează până la 1 august, 3 săptămâni. Vor fi 10 întâlniri, vor fi foarte multe exerciții practice și, apropo, avem și 3 premii pentru cei mai activi, cei care vor obține rezultate cei mai mari în exerciții și care vor participa activ la sesiuni, vor face acțiunile, deci activitățile, pentru că dacă e provocare și normal că e nevoie și de careva acțiuni în partea voastră. Deci 3 premii, locul 3 vor fi premii obținute de la parteneri din partea Uncage, pe care noi le vom anunța un pic mai târziu. Locul 2 va fi persoana care va fi pe locul 2 va obține gratuit acces la workshop-urile Arta Relației și Strategic Networking. Nu știu, Petru, ai participat la unul din aceste workshop-uri? Am participat la ambele.
Super, super. Ți-am câștigat valoarea lor, că este foarte mare. Și locul întâi va primi un loc gratuit în valoare de peste 2000 de euro la retreat-ul care va avea loc în luna septembrie în Spania, regăsirea de sine. Este probabil, nu că probabil, dar la sigur, nivelul cel mai înalt în care poți să nimerești în experiența Uncage în acest moment. Așa că dacă ești activ, chiar și ție, Petru, asta știi recomandarea, să fii foarte activ, să participi la sesiuni, să faci ceea ce zice Vadim și ai șansa să primești un loc gratuit la retreat sau, de ce nu, încă o dată să participi la workshop-uri sau să primești alte premii de la parteneri și din partea noastră. Voi vă puteți înscrie la această provocare intrând pe site-ul reconnect.ankgx365.com. Reconnect se scrie cu doi din ei, da? Reconnect. .com .ankgx365.com. Vom pune și în comentariu linkul direct și vă recomand să vă înscriți și apropo, până astăzi seară este oferta specială pentru cei care se înscriu astăzi, până la sfârșitul zilei, aveți posibilitatea să primiți consultații gratuite, dar ghidare din partea lui Vadim și aveți, hai zicem, un bonus foarte mare, pentru că, în afară de faptul că participați la întâlnirile acestea, un grup cu membrii comunității Uncage și cei care participă la provocare. În fiecare săptămână aveți posibilitatea să aveți o interacțiune individuală, personalizată cu Vadim. Probabil, Petru, tu tot ai participat la consultații cu Vadim. Știi cât e de puternic acest lucru. Și voi aveți posibilitatea să obțineți și voi acest lucru dacă vă înscriiți până astăzi seară, până sfârșitul zilei, în programul Reconnect. Așa că eu vă îndemn să faceți acest lucru. Petru, îți mulțumesc foarte mult. Eu te aștept săptămâna viitoare la prima sesiune și pe ceilalți, la fel, vă aștept foarte mult. Și eu voi reveni cu noi live-uri, cu noi invitați, cu noi membri în următoarele zile, probabil, sau următoare săptămână. Veți vedea. Eu vă doresc o seară frumoasă tuturor și nu vă uitați să vă înscrieți în program și să ne vedem, să fiți alături de mine și să fiți alături de Petru pe platforma noastră. Mulțumesc, Vali. Referitor la premiu, neapărat voi fi activ, că merită. Exact. Seară bună tuturor. Pa, pa.